Dacă proiectul de buget propus de Ion Lungu va fi votat, clubul CSM Suceava va primi doar 300 de mii de lei, aproape jumătate față de anul trecut, când cele 8 secții ale clubului au împărțit 550 de mii de lei. La fotbal 1.500.000 de lei, handbal 1.200.000 de lei, CSM 300 de mii. Și sigur că mai sunt alte sume pe asocieri pentru sportul de masă, în special cross, atletism și alte. De asemenea, avem oportunitatea, așa cum am spus și altă dată, să realizăm un teren de sport sintetic în colaborare cu Federația Română de Fotbal. Terenul de la Iscani, astăzi, noi l-am dat anul trecut la liceul sportiv. Îl vom lua în ședința de Consiliu Local din această lună înapoi la municipalitate și vom intra cu el în asociere cu Federația Română de Fotbal, în așa fel încât să facem un teren de antrenament pentru cei de la Foresta și nu numai. Ion Lungu a mai anunțat că în acest an intenționează să realizeze un teren sintetic de fotbal la Iscani, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal.